după pauză, iată, am revenit, da? Pregătiți, cum am spus, am lăsat Târgu Mureșul, Zaza Lounge, Zaza Cafe Lounge Târgu Mureș, ca să ajungem, desigur, în și anume Cluj-Napoca, la Zaza Cafe and Lounge Cluj. Este locul, de fapt, de unde a plecat povestea Zaza Cafe. Sau de unde o să plece și mai departe, probabil, de ce înseamnă Cluj-Târgu Mureș. Daniela este o femeie cu ambiții. De asta sunt convins. Așadar, în următoarele 20 de minute, Zaza Cafe and Lounge Cluj ne este gazdă. Vizionare plăcută! Așadar, bine, eu revin la Zaza Cafe Cluj, este a treia oară când revenim la voi, dacă nu a patra, nu mai știu sigur, dar nu e prima dată când ajung la Zaza Cafe și eu chiar într-adevăr mă bucur când ajung în Cluj și în primul rând la voi. Bun, hai să vedem ce se întâmplă de ceva timp la Zaza Cafe Cluj, ce s-a mai întâmplat, ce invitații ați mai avut și ce urmează să se întâmple. Pentru că vine perioada asta destul de grea pentru locațiile cu... sau fără posibilitatea de a ieși în aer liber, cum sunteți voi, e locație închisă, e locație de iarnă, perioada de vară, perioada de caniculă, e puțin mai grea pentru voi. Cum a fost până acum, ce urmează? Ia, zi-mi, hai să te văd cât de pieriță mi-ești tu, Ioana. Nu, avem o locație foarte frumoasă, cu petreceri diverse și pline de viață, cu oameni minunați, diversi artiști, mereu o surpriză pentru toată lumea. Artiști v-au călcat pragul în ultima vreme? În ultima vreme l-am avut pe Vescan, Mateo, urmează să o avem pe Oana Radu, în seara aceasta Mark Ryan, Mircea Zara și okay. Și ce ar mai urma să întâmple? Tot așa, colaborări cu diversi artiști. Nume mare care ar urma să ajungă la Zaza Cafe Cluj? Sunt, dar nu le spun. Păstrăm surpriza. Am înțeles. Bun. Vis-a-vis de Zaza Cafe, hai, pentru că fiind a patra oară, totuși o fac chestia asta, o întreb pe Ioana, capacitatea locației? În jur de 200 de persoane. Deci aproximativ ca cea de la Târgu Mureș. Tot pe capacitatea asta merg și la Târgu Mureș, același design, același concept, eleganță îmbinată cu rafinament și noi aici, de fapt, suntem o familie. Știu. Chiar și clienții noștri trebuie să se simtă ca așa acasă. Și vin. Și vin cu mare drag, mereu. Ne calcă pragul. Deja au trecut câți ani de când există Zaza Cafe Cluj deschis aici, în frumosul Coloșvara lui Boc? Sunt 6 ani. 6 ani au trecut. Chiar weekendul acesta împlinim 6 ani. Mulți înainte, Ioana. Mulțumim. La cât mai mulți înainte. La cât mai mulți. La cât mai mulți.
oameni frumoși, Ioana, Daniela, sunt oameni care, iată, își pun toată forța, de fapt, în a demonstra că femeile au putere și într-o astfel de piață, și într-un astfel de loc, într-un astfel de domeniu, cum este cel al clubbingului, pentru că nu este ușor să fii femeie, să lucrezi în domeniul ăsta. Mai cu seamă să fii proprietară sau, în cazul Ioanei, PR. Drept care, iată, ele demonstrează că se poate, că femeile au putere și e bine. Ioana, nu te mai rețin, au început să vină oamenii la petrecere. Mă bucur mult, o seară frumoasă și... Asemenea și o petrecere super, super reușită. Când o fi să ne mai chemați, să știi că venim cu drag. Vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Ca să nu negociez cu mine cum negociez cu artiștii, da? Facem să fie bine pentru toată lumea. Asta zic. Alături de Ioana, de aici, din frumosul Cluj al domnului Boc, v-am pupat și vă doresc o seară perfectă și vă las în continuare cu ceva imagini de aici, surprinse desigur de colegul meu, Dănuț Vasilcin. Voi însă să nu plecați absolut nicăieri, să rămâneți în continuare pe Frecvența Music Channel, desigur, la această nouă ediție de Club Zone. V-am pupat de la Cluj, de la Zaza Cafe. Ciao!